Bine v-am regăsit la InfoCapital, iată principalele titluri ale ediției. PDL cere demisia lui Victor Ponta. Vicepreședintele PDL, Alin Tișe, a declarat că responsabilitatea politică în cazul accidentului aviatic îi aparține primului ministru. Unirea Principatelor Române sărbătorită în Valea Jiului. Deși au trecut 155 de ani de la mica unire, ziua de 24 ianuarie trezește spiritul național în majoritatea cetățenilor. Profesorii pensionari reîncadrați în muncă. Conform legislației în vigoare în acest moment, profesorii pensionari care se întorc la catedră beneficiază atât de pensie cât și de salariu pentru orele prestate. Încep să intre în legalitate, producătorii de pâine din județ respectă legea în totalitate. Acest lucru a fost demonstrat de inspectorii DSVSA în urma controlelor derulate. Starea de conflict se menține în Ucraina, protestatarii acuză puterea de colaborare cu Rusia. Reprezentanții Uniunii Europene au avertizat Kievul că vor lua măsuri. Și acum știrile pe larg. Luna ianuarie a anului 1999 a fost cea în care România s-a aflat în pragul dezastrului. Ieșiți din bezna galeriilor, minerii din Valea Jiului s-au răzvrătit împotriva guvernului și au fost la un pas de a arunca țara în haos. S-au împlinit 15 ani de la pacea de la Cozia, momentul final al mineriadei din 16-22 ianuarie 1999. La a cincea mineriadă post-decembristă din ianuarie 1999, după bătălia de la Costești, ortacii conduși de Miron Cosma au ajuns la Râmnicu Vâlcea. Sub amenințarea minerilor din Valea Jiului, care se apropiau de București, armata a scos transportoare și tancuri pe care le-a dispus în special pe Dealul Negru pentru a bloca accesul spre Pitești. Premierul Radu Vasile a mers la negocieri la Mănăstirea Cozia. După 4 ore de discuții, s-a decis renunțarea la închiderea 2 mine, neînceperea urmăririi penale a liderilor minerilor și întoarcerea în mină. Radu Vasile și Miron Cosma au părăsit sala de oaspeți a Mănăstirii Cozia, s-au îndreptat către altarul mănăstirii, unde s-au rugat și au aprins câte o lumânare. La final, Radu Vasile a declarat: nicio parte nu a câștigat, în schimb, a câștigat țara. Pacea de la Cozia a fost de fapt un armistițiu, pentru că în februarie 1999, Miron Cosma a plecat din nou spre București împreună cu 2500 de mineri. Între timp, jandarmeria își învăța selecția. În bătălia de la Stoienești, județul Olt, au fost distruse autobuzele minerilor care au fost atacați cu bastoane și grenade lacrimogene. Miron Cosma a fost arestat împreună cu 500 de mineri. Așa a luat sfârșit a 6-a mineriadă și ultima. A demisionat din funcția de ministru al internelor. Radu Stroie susține că a decis să părăsească ministerul în semn de onoare pentru apărarea demnității pompierilor Inspectoratului General pentru situații de urgență. Fostul ministru susține că în ultimele 3 zile echipele IGSU au primit acuzații nedrepte, deși ei sunt eroii care salvează vieți, iar plecarea sa trebuie să reprezinte un fapt de normalitate într-o țară democratică. Am decis să-mi depun demisia în semn de onoare și pentru apărarea demnității pompierilor din cadrul IGSU, care în aceste 3 zile au primit nedrepte acuzații. Ei sunt eroii care, alături de polițiști și jandarmi, au salvat și vor salva în continuare viața oamenilor. Doresc să-mi prezint scuze tuturor celor care, prin unele declarații nefericite, dar nu rău intenționate, le-am creat impresia de om relaxat sau indiferent sau care ține de scaunul de ministru. La nivelul conducerii PNL, o serie de vicepreședinți sau lideri de filiale doreau ca ministrului de interne, Radu Stroie, să-i fie solicitată demisia din funcție, ca urmare a modului în care a fost gestionată intervenția în cazul accidentului aviatic din Apuseni. Un alt lider de filială a susținut că implicarea ministrului de interne ar fi trebuit să fie majoră, după cum șefii de consilii județene sunt obligați moral să fie implicați 100% în situațiile de calamități. Pe de altă parte, un alt lider al PNL este de părere că, pe lângă remanierea lui Radu Stroie, este necesară și demisia ministrului transporturilor Ramona Mănescu. La doar câteva ore de la demisia lui Radu Stroie, vicepremierul Gabriel Oprea a fost numit interimar la Ministerul de Interne. PNL va propune un nou ministru în jurul datei de 1 februarie. Vicepreședintele PDL, senatorul Alin Tișe, a declarat că PDL cere demisia premierului Victor Ponta, considerând că acesta ar avea responsabilitatea politică supremă în cazul gestionării acțiunilor de căutare și salvare a victimelor accidentului aviatic din Munții Apuseni. Alin Tișe a declarat joi într-o conferință de presă că premierul Victor Ponta este ineficient, incompetent și regretabil de inconștient.
Luna ora 21, Ponta a afirmat la un post de televiziune că toți pasagerii au fost găsiți, spunând că a primit un SMS și că toți sunt bine, deși la acea oră doi erau morți. PDL cere demisia lui Ponta. El e principalul vinovat că 6 ore România nu a funcționat. Responsabilitatea politică e a lui Ponta, nu a directorului Jomatsa sau a șefului IGSU, a declarat Alin Tișe. El consideră că premierul trebuia să se implice în operațiunile de căutare și salvare a victimelor din accidentul aviatic din Munții Apuseni, nu să stea la televizor. Premierul Victor Ponta a declarat în cadrul ședinței de guvern de ieri că a solicitat vicepremierului Oprea un raport în 24 de ore asupra activității tuturor instituțiilor publice care aveau atribuții în ceea ce privește intervenția după accident. În baza acestui raport este clar că operațiunea nu a fost un succes, dimpotrivă a fost un eșec, că există responsabilități instituționale. Important este comitetul interministerial pe care îl vom forma la nivel de viceprim-ministru cu fiecare instituție în parte, cu o procedură mai eficientă și mai clară de intervenție, de coordonare, de autoritate și de comunicare. Toate patru sunt foarte importante. Pentru viitor, instituțiile statului să-și facă datoria la nivelul la care investim resurse și speranțe. Îmi pare rău că după ce aceleași instituții au acționat exemplar în alte situații, cum au fost inundațiile de la Galați sau accidentul din Muntenegru. Succesele nu se numără atunci când apare un eșec, a adăugat Ponta. Pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni de tip BN2, la bordul căruia se afla un echipaj medical, a aterizat forțat luni după amiază într-o zonă muntoasă accidentată, la peste 1400 de metri altitudine, la granița județelor Cluj și Alba. În urma accidentului au fost răniți copilotul și 4 medici. Vineri 24 ianuarie, românii sărbătoresc unirea principatelor române din anul 1859 și în Valea Jiului acest eveniment va fi marcat. În localitățile din Valea Jiului vor avea loc manifestații cu această ocazie. Astfel, în municipiul Petroșan, la sala de marmură a primăriei, cetățenii sunt invitați să sărbătorească începând cu ora 12. Petrilenii sărbătoresc unirea începând cu ora 17 la Casa de Cultură Ladislau Schmidt din localitate. În municipiul Vulcan, oamenii vor defila seara pe bulevard cu făclii aprinse, după care vor învârti Hora Unirii. Unirea Principatelor Române este cunoscută și sub numele de Mica Unire și reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, într-un principat unit. În data de 5 ianuarie 1859 au fost organizate alegeri la Iași, iar noul domnitor a fost desemnat Alexandru Ioan Cuza. Peste o săptămână, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, au avut loc alegeri și la București, iar profitând de faptul că marile puteri nu specificau clar că principatele române nu pot fi conduse de același domnitor, și aici a fost ales tot Alexandru Ioan Cuza. Puse în fața faptului împlinit, marile puteri au avut brusc de a face cu două principate conduse de același domnitor. Marele merit al lui Cuza a fost că a reușit să aducă recunoașterea internațională a unirii principatelor române, iar prin reformele sale din toate domeniile a pus bazele statului român modern. Expertiză finalizată în cazul bebelușului infirm născut la Spitalul de Urgență Petroșani. Comisia de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Hunedoara va analiza în perioada următoare raportul de expertiză întocmit și va audia din nou atât cadrele medicale cât și aparținătorii copilului. Polițiștii au deschis de asemenea în acest caz un dosar penal pentru neglijență în serviciu împotriva celor două doctorițe, Cristina Mustocea și Sidonia Faibiș. Continuăm știrile. Magistrații Tribunalului Hunedoara și-au spus cuvântul în cazul odioasei crime care a zguduit județul în luna august a anului trecut. Aceștia l-au condamnat pe David Andronic la o pedeapsă de 28 de ani de închisoare. În luna august a anului trecut, o femeie din satul Căstău, comuna Beriu, de 57 de ani, mama a 4 copii, și-a găsit sfârșitul într-un lan de porumb. Aceasta a plecat să culeagă iarbă pentru animale, însă puțin mai târziu, femeia a fost găsită moartă chiar de soțul său. Victima zăcea dezbrăcată sub o grămadă de frunze și iarbă, cu gâtul și urechile tăiate. În afară de faptul că aceasta a fost violată și omorâtă, autorul i-a tăiat lobii urechilor pentru a-i fura cerceii. După mai bine de 10 zile, la sfârșitul lunii, pe 30 august, David Andronica a fost arestat preventiv și ulterior trimis în judecată.
procurorii, acuzându-l de tâlhărie, viol și omor deosebit de grav. David Andronic, de 21 de ani, din satul Beriu, este recidivist, el mai fiind condamnat și închis pentru furt. Deși probele ADN găsite la fața locului l-au incriminat în mod clar, acesta a negat cu vehemență că ar fi recurs la astfel de fapte odioase. Decizia magistraților nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu recurs în termen de 10 zile. În caz contrar, tânărul va fi nevoit să-și execute dura pedeapsă de 28 de ani de închisoare. Comisia Europeană consideră că România a făcut progrese în numeroase domenii de la rapoartele anterioare din cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Potrivit raportului, rezultatele principalelor instituții judiciare și de integritate se mențin pozitive. În cadrul conferinței pentru prezentarea raportului MCV pentru România și Bulgaria, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, a declarat că performanțele în ceea ce privește instituțiile cheie, judiciare și de integritate sunt pozitive în mare, chiar dacă au existat și niște cazuri dificile. Anumite modificări legislative așteptate de multă vreme totuși s-au menținut în conformitate cu calendarul și spiritul de cooperare între instituțiile judiciare și Ministerul Justiției. Asta face ca anumite aspecte legate de gestionare să fie rezolvate. Din această perspectivă, situația a fost favorizată și de situația politică mai bună, mai calmă, începând cu primăvara anului 2013, a declarat Mark Gray. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a spus că raportul arată că există îngrijorări privind independența justiției. Există foarte multe exemple în ceea ce privește gradul de opunere la măsurile de anticorupție și integritate. De exemplu, amendamentul forțat și netransparent din decembrie 2013 la Codul Penal a dus la îngrijorări majore privind capacitățile regimului de a combate corupția și de a promova dreptatea, a mai anunțat Gray. Imaginea per ansamblu arată că putem avea niște evoluții pozitive și durabile. Ideea este să se continue pe această cale, să avem un proces irreversibil, este de părere Gray. Oficialul a mai oferit și câteva recomandări pentru viitor, în conformitate cu ceea ce figurează în raport, și anume că România ar trebui să se asigure de faptul că acest cod de conduită pentru parlamentari include niște poziții cheie, în așa fel încât aceștia și procesul parlamentar, de altfel, să respecte independența justiției în orice modificări care se aduc Constituției. Indiferent de interpretările politice, care evident nu vor lipsi, am văzut ce a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, România a făcut progrese importante și substanțiale. Suntem în continuare, din punctul de vedere al Comisiei, complet pregătiți să intrăm în spațiul Schengen. Decizia va fi, sigur, una politică a statelor membre. România ar trebui să adopte măsuri legislative de restructurare a sistemului judiciar și să se asigure că nu există excepții în aplicarea legislației privind incompatibilitatea, conflictul de interese sau averi nejustificate, dar și de faptul că legislația privind corupția se aplică tuturor în mod egal. Din raportul MCV reiese și faptul că România se descurcă mult mai bine decât Bulgaria, precum și că Bulgaria a făcut progrese, dar acestea nu sunt suficiente și rămân fragile. Nu utilizezi cardul, te poți trezi cu datorii. Băncile percep comisioane și pe cardurile care nu sunt folosite și îi pot înscrie pe oamenii care uită de vechiul card pe lista datornicilor. Reprezentanții băncilor spun că în momentul în care persoanele au achiziționat un card, au semnat și un contract unde se precizează faptul că se percep comisioane. Astfel, oamenii trebuie să fie atenți la prevederile contractelor și să își verifice în permanență cardurile, să nu se trezească cu datorii. Continuăm știrile. Deși sunt la pensie, încă profesează. Peste 30 de profesori pensionari din județul Hunedoara activează în continuare în sistemul de învățământ. În județul Hunedoara, în prezent, activează în sistemul de învățământ 32 de cadre didactice pensionate. În aceste condiții, pensionarii care se întorc la catedră beneficiază atât de pensie cât și de salariu. Prezența dumnealor pe fracțiunile de post sau norme a fost posibilă doar în ultima etapă de repartizare a personalului didactic pentru anul școlar 2013-2014. Majoritatea acestor fracțiuni de posturi sau posturi sunt în mediul rural, în localități pentru care nu a existat interes din partea susținitorilor tineri. Fie de calificarea pe care o au, dascălii sunt încadrați fie cu normă întreagă, cum este cazul educatorilor și al învățătorilor,
fie cu fracțiune de normă, adică 2 sau 4 ore în cartea de muncă, cum este cazul profesorilor. Procedura prin care aceștia sunt încadrați pe posturi se face pe baza unor cereri depuse anual în luna februarie de către dascălii pensionați. Aceste cereri sunt luate în calcul abia după examenul de titularizare și ședința de repartizare. Profesorii pensionari sunt încadrați în muncă în ultima etapă de repartizare pe locurile rămase neocupate. Anual sunt în medie 80 de cadre didactice care se pensionează, iar o mare parte dintre ei solicită reîncadrarea într-o unitate de învățământ. Acțiuni de control fără sancțiuni. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nu au aplicat nicio sancțiune în urma controalelor derulate în brotăriile din județul Hunedoara. Rezultatele acțiunii de control a inspectorilor Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în centrele de panificație din județul Hunedoara au arătat faptul că producătorii de pâine au început să intre în legalitate. Astfel, în urma a numai puțin de 6 controale demarate în brutării, s-a constatat că pâinea nu mai conține caramel, dar și alți aditivi de creștere interziși de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. O excepție este aplicată totuși pâinii din malț. În producerea acesteia se acceptă în continuare folosirea colorantului E150 sau caramelul, unul dintre cei mai utilizați în industria alimentară. Mai mult, în acel ordin emis de ANPC, pâinea și alte produse de panificație vor putea avea orice gramaj dorește operatorul economic. Reglementările de până acum impuneau ca pâinea să aibă minim 300 de grame, creșterea gramajului fiind permisă numai din 100 în 100 de grame. În plus, specialitățile de panificație trebuiau să aibă o cantitate netă de 150 de grame. Astfel de acțiuni vor continua în brutăriile din județ pentru a se stabili dacă a rămas vreun comerciant care nu respectă nici acum normele impuse de lege. Câinii cu stăpân trebuie microcipați în maxim un an de zile. Legea vine ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a faptului că deținătorii de animale de companie trebuie să-și microcipeze patrupedele și să le înregistreze în Registrul Evidenței Câinilor cu Stăpân. Microciparea câinilor și înregistrarea lor se face la cabinetele veterinare. Acest microcip se va aplica de oricare medic veterinar, după care se va citi, se va obține, fiecare microchip este însoțit de un cod unic de bare, iar aceste date legate de proprietar și de animal vor fi introduse în această bază unică de date, care va fi administrată de Autoritatea Sanitar-Veterinară la nivel național. Potrivit actului normativ, proprietarii câinilor au obligația să achite contravaloarea costurilor de identificare și înregistrare în Registrul Evidenței Câinilor cu Stăpân a serviciilor prestate de către unitățile medical-veterinare. Mai exact, în județul Hunedoara, pentru aplicarea unui chip se plătește în jur de 50 de lei. În România, spre deosebire de alte țări din Europa, în România nu există această bază unică în care să fie înregistrați atât proprietarii cât și animalele. Avantajul acestei identificări la nivel național este că în orice moment se poate ști dacă cineva găsește un câine sau dacă un câine se pierde, se poate afla imediat proprietarul, adresa unde este ținut animalul. Deci din acest punct de vedere lucrurile vor fi mai bune pe viitor. Câinii microcipați înainte de data intrării în vigoare a normelor publicate în Monitorul Oficial cu un microchip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor vor fi înregistrați în baza de date și se vor emite carnete de sănătate noi conform prezentelor norme. Manifestațiile în Kiev continuă. 10 de ucrainieni protestează cerând demisia președintelui Victor Ianukovici și reluarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană. Românii aflați pe teritoriul Ucrainei sunt avertizați să nu se implice. Ucraina este afectată de aproximativ 2 luni de o mișcare de contestare fără precedent a regimului, după decizia autorităților ucrainene de a renunța la o apropiere de Uniunea Europeană în favoarea Rusiei. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia nu se va implica în rezolvarea acestor conflicte. Miercuri a intrat în vigoare o lege care restrânge drastic libertatea de a protesta public. Permite arestarea protestatarilor care poartă căști de protecție și măști de gaze și interzice răspândirea informațiilor calumnioase la adresa autorităților pe internet. În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se deplasează pe teritoriul Ucrainei să evite prezența în zonele în care se desfășoară manifestații. Având în vedere recentele evenimente violente din centrul Kievului, soldate cu victime,
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să nu participe la aceste acțiuni, în caz contrar, riscând să fie pedepsiți în conformitate cu noua legislație care a intrat în vigoare din 22 ianuarie. Uniunea Europeană s-a declarat șocată de violențele din Ucraina, avertizând Kievul cu posibile acțiuni și consecințe asupra relațiilor bilaterale. Protestele din Ucraina, începute la finalul lunii noiembrie 2013, continuă și în prezent. În urma manifestațiilor, 5 protestatari au murit în confruntările cu forțele de ordine, iar aproximativ 300 de oameni au fost răniți. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori pentru întreaga țară. Atenționarea va fi valabilă în perioada 24 ianuarie ora 18, 26 ianuarie ora 12. În această perioadă, cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 20 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Vântul se va intensifica cu precădere în sudul și sud-estul țării, unde va avea viteze de peste 60-70 de km la oră, viscolind ninsoarea. Iată acum principalele știri din sport. Bine v-am găsit la buletinul de sport. În urmă cu un an, sute de suporteri ai Jiului au ieșit în stradă într-o demonstrație anti-Simota și de sprijinire a echipei Jiul, pe care acesta voia să o desfințeze. Acum suporterii se organizează pentru a trece din nou la proteste în fața primăriei Petroșani, care nu ia nicio decizie în ceea ce privește salvarea echipei de la desfințare. Din cauza unor probleme de ordin financiar între primăria Hatzei și cei doi finanțatori, Marinel Feder și Adi Huniadi, echipa retezatul Hatzei, liderul seriei hunedorene, Ligii a 4-a la fotbal, și-a amânat cu o săptămână reunirea. De la Hatzei au plecat jucătorii Șaucă și Silviu Boloș, dar sunt vizați pentru a poposi în echipa liderului jiuliștii Drăgoescu și Remus Sandu. La penultimul joc al Stelei din cantonamentul din Spania, Steaua Union Berlin, mijlocașul Mihai Pintilie a suferit din nou un accident destul de grav. Astfel, fostul jucător al Jiului va sta o perioadă de timp în afara pregătirilor echipei campioane. După debutul excelent din prima etapă a returului, victorie în deplasare la Drobeta Turnu Severin, echipa de junioare 18-19 ani a CSS Petroșani va juca duminică pe teren propriu în companie echipei LPS Banatul Timișoara, locul 2 în Serie M. Partida se va desfășura de la ora 11 în sala de sport a Colegiului Economic Hermes din Petroșani. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 24 ianuarie, un curs al euro de 4 lei și 52 de bani, al dolarului american de 3 lei și 32 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 51 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 49 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 54 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 26 de bani și se vinde cu 3 lei și 34 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 34 de bani, iar la vânzare de 5 lei și 52 de bani. Urmează datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele caracteristice ale perioadei în zonele intracarpatice, în timp ce în restul teritoriului vor continua să scadă. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare în Moldova și la munte, mai ales ploi în Banat și mixte în restul teritoriului. Acestea vor fi pe spații restrânse ziua, dar în extindere seara și noaptea dinspre regiunile sudice. Izolat vor fi depuneri de polei, vântul va prezenta intensificări în zona montană, precum și în jumătatea de sud a țării. În Valea Jiului, mâine vom avea o maximă de 1 grad Celsius, minimă de minus 4, probabilitatea precipitațiilor de 10%, iar vântul va sufla cu 2 km pe oră dinspre sud. Sâmbătă vremea va fi închisă și se vor semnala precipitații pe arii extinse în majoritatea regiunilor. Vor fi mai ales ninsori, except în vestul și sud-estul țării, unde ziua vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei, vântul va continua să aibă intensificări la munte și în jumătatea de sud a țării. În Valea Jiului, sâmbătă vom avea o maximă de 2 grade Celsius, minimă de minus 1 grad, iar probabilitatea precipitațiilor va fi de 20%.
Duminica vremea va fi în general închisă. Se vor semna la precipitații în jumătatea de sud a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare în regiunile intracarpatice și ninsori în rest. Izolat vor mai fi și condiții de polei, iar vântul va avea intensificări în sud-estul țării, precum și în zona de munte înaltă. Maxima de duminică va fi tot de 2 grade Celsius, minima va scădea la minus 2, iar probabilitatea precipitațiilor va scădea și ea la nivelul de 10%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară cât mai plăcută. La revedere! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri Info Capital. Mă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.